Îi mulțumim Domnului pentru Iisus Hristos, amin, care s-a născut într-o iesle săracă în Betleem pentru noi, ca noi astăzi să fim aici bucuroși. Amin. Și nu știu dacă v-a spus vreodată întrebarea, ce poți tu să-i aduci lui Iisus de ziua Lui? Spune la Matei 2:11, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vestiriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amen. Și întrebarea este, ce ar aștepta Iisus Hristos să vadă în inimile și în viețile noastre ca și credincioși? Și cu cine vrea să ne fim noi îmbrăcați în aceste zile de sărbători a nașterii Domnului Iisus Hristos? Și în Ioan 3:16 vedem că Dumnezeu vrea să avem o dragoste fără egoism. O dragoste fără egoism. Și ce înseamnă dragoste fără egoism? Înseamnă să te rogi pentru fratele tău din toată inima. Înseamnă să nu te rogi doar pentru tine și familia ta, ci să te rogi pentru fratele tău care astăzi este în probleme. Înseamnă că noi astăzi să ne rugăm pentru fratele Sandu mai mult ca pentru noi. Yes. Pentru că este ziua lui de încercare. Este ziua lui când este nevoie ca mulți oameni să ridice mâini către cer. Și dacă va fi rugăciune puternică, Dumnezeu poate să întoarcă orice rezultat de la doctori. Pentru că mâna Lui este mâna de Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul! Dragoste fără egoism. Și cum înseamnă aceasta la Dumnezeu? Dumnezeu a iubit cu fapta. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că trebuie și noi să iubim cu fapta. Trebuie și noi să facem bine la frații noștri. Trebuie și noi ca să facem fapte bune, vrednice de pocăință, cum a spus Domnul Iisus Hristos. Amen. Când a venit oamenii la El și El le-a spus, pui de năpârci, faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință și apoi veți fi botezați. Așa ne spune și Dumnezeu și nouă. Ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie fapte vrednice de pocăința noastră. Dumnezeu să fie slăvit. Amen. Dumnezeu a iubit dăruind. Trebuie și noi să iubim dăruind. Să dăruim banul nostru, să dăruim timpul nostru, să dăruim tot ce avem noi mai scump pentru Dumnezeu. Și nu pentru lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu să dăruim tot ce avem mai scump pentru Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu vrea ca noi să avem o credință fără îndoială. Ca Dumnezeu să răspundă, noi trebuie să avem o credință fără îndoială. Pentru că Biblia spune că celui care se clatină să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. În umblarea pe acest pământ, ce a lăudat Iisus cel mai mult? Iisus mereu a lăudat credința. În Evrei 11:6 spune, și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Yes. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amen. Amen. Dacă noi îl căutăm din toată inima în această seară, să știți că Dumnezeu va răsplăti. Dacă noi am dat 2 ore să venim la biserică și ne rugăm din toată inima pentru copiii noștri, să știți că Dumnezeu nu va rămâne surd la rugăciunile noastre. Amen. Dumnezeu va trimite îngerii Săi la copiii voștri și îi va păzi. V-ați gândit vreodată că câte s-ar putea fi întâmplat dacă nu ne-am fi rugat mai mult? Câte s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu trimitea îngerii Săi la copiii dumneavoastră? Yes. Câte accidente, câte tragedii s-ar fi putut întâmpla? Dar din cauza că noi ne-am rugat, Dumnezeu a intervenit și îngerii Săi a străbătut straja demonilor și a pătruns și a trimis îngerii Săi să lucreze pentru noi. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Prin îngerii Săi, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Și facă bunul Dumnezeu
ca fiecare în parte din noi să avem cu tine înger păzitor și copiii noștri slăviți să fie Domnul. Amin. În al treilea rând, Dumnezeu vrea ca noi astăzi să fim îmbrăcați cu iertare, fără aducerea minte. Yes. El nu ține în seamă vremurile din neștiință. Yes. Așa cum ne-a iertat Hristos pe noi, că nu ne ține în seamă toate lucrurile trecute și toate păcatele noastre, așa și noi, dacă iertăm pe fratele nostru, să-l iertăm din toată inima și să nu ne aducem aminte de greșeala lor împotriva noastră, slăvit să fie Domnul. În al patrulea rând, Dumnezeu vrea ca noi să ascultăm fără cârtire. Dumnezeu vrea de la noi o ascultare totală de cuvântul Său și de voia Sa și de Fiul Său, Iisus Hristos. În Deuteronom 13:4, cuvântul lui Dumnezeu spune: voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți, slăvit să fie Domnul. Aș vrea ca biserica noastră să meargă după Domnul Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să ascunde poruncele lui Dumnezeu, să păzească poruncele lui Dumnezeu, de glasul Domnului să asculte, să slujească Domnului și de Domnul să se alipească. Amen. Și dacă facem așa, cine mie va sta împotrivă? Nimeni. Dacă facem așa, cu siguranță că biserica va crește în frică de Domnul, biserica se va înmulți în mod sănătos și Dumnezeu va face semne și minuni, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Vreau să ne ridicăm în picioare și să aducem cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu. Pentru că știm că prin credință totul este posibil. Cu putință. Amen. Prin credință și morții în vie. Cu cât mai mult problemele noastre care sunt ca o nimica toată înaintea lui Dumnezeu. De aceea, începând cu frații, aducem cauzele. Amin. Acest Iisus Hristos pe care noi l-am